Astăzi concurenții și-au luat țapă, mai mult fetele care au tot vorbit în după amiaza aceasta. S-a dat un mesaj pe plasmă după live și li se transmitea concurenților să se pregătească pentru că la ora 18 fix trebuie să iasă și să fie pregătiți. Era ceva așa foarte ambigu. Iar fetele au vorbit foarte mult despre asta până când s-a făcut ora respectivă. Unele dintre ele s-au schimbat în Adidas ca să poată alerga, nu știau în ce direcție, dar s-au pregătit, s-au echipat corespunzător. Spuneau că poate trebuie să iasă pe poartă, poate trebuie să alerge la băieți, poate să face un schimb de case. Erau multe supoziții și la un moment dat cred că Ionel a zis că poate nu se întâmplă nimic și Andrada a zis asta. Se deschid pur și simplu, și fetele ziceau că nu are sens, pentru că de obicei primeau mesaj în plasmă că se deschidușile fără avertizare. Și chiar asta s-a întâmplat. Și au făcut multe scenarii, și că încolo, la ora aceea, au primit mesaj pe plasmă că se deschid Într-adevăr, nu știu care a fost scopul acelui mesaj de dinainte de avertizare. Când a intrat în casa băieților, Diana i-a spus lui Alexandru că ea a stat lipită de ușă pentru a ajunge prima acolo și el nici nu era și Alexandru spunea că își făcea baie.